Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profon Online, la clasa 10-a. Stai acolo și îmi dictezi de acolo, da? Marius, Ciprian. Mulțumesc. Bine că două am încercat și n-am reușit niciuna. Deci, tema pentru acasă. Așa, tema pentru acasă, clasa A, 10-a, și tot ecuații iraționale, da? Sunteți îndrăgostiți de ecuații iraționale. Ca și Vlad de numere complex. Așa. Văd că lipsește, nu mai trebuie. Nu. Radical din x pătrat. Radical din x pătrat. Minus 4x. Subradical, da? Da, subradical. Minus 4x. Minus 1. Da. Iese de subradical plus x. Plus x subradical, în afară radical. În afară radical, e egal cu 7. Egal cu 7. Mădălină, contumă. Vorbești, el a prezentat de Hristos, tu vorbești cu prețul. X pătrat. Deci condiții, da? Da. X pătrat minus 4. Da, că X minus 1 mai este egal de 0. Da. Cum ne zic, atașăm ecuația. X1 egal cu... X pătrat minus 4X minus 1 egal cu 0. Da? Atașăm ecuația. Da. X1, 2. Zi, repede. X1, 2. X1, 2 egal cu... 2 plus sau minus pe jumătate rând. Da? 2 plus sau minus radical 4. Minus AC, plus 1, totul supra 2. Înseamnă dată X1 egal cu 2 plus radical din 5 pe 2. Hai mai, hai, coanași pe mine tot. 10 X2, 2 radical din 5 pe 2. Așa, ce facem repede? Tabelul de variație a semnului și zicem X de la minus infinit la plus infinit. Hai, hai. Și ecuația. Și ecuația care s-ar face înseamnă X pătrat minus 4X plus minus 1. Da? Și rădăcine sunt? 2 plus radical, 2 minus radical din 5. 2 minus radical din 5 pe 2. 2 și 2 plus radical din 5 pe 3. Da. 0 și 0. Da. Și? Luăm o valoare între rădăcini repede. Se vede că 0 ar fi aici, că asta negativă este, că 2 minus 2 și ceva, 0 este aici. În 0 ce fel de număr obținem? 0, minus 4, 0, 0, minus 1. Deci pe aici minus. Și în afară? Plus. Plus la fel. Știți că se dă, era o lege între rădăcini, semnul contrar lui iat. Da. Dar de cât să țin minte și să confund între rădăcini, o fi semnul contrar, o fi semnul lui iar, nu știu ce, cel mai bine e o valoare dintre cele două numere și cauți după înlocuire și vezi și numărul găsești. Și la pentru 0, imaginea este minus 1. Deci minus în afară plus. Dacă e luat pe aici undeva, negat pozitiv va fi. Cum trebuia să fie x pătrat minus 4x minus 1? Răspundem. X pătrat minus 4x minus 1 e mai mare egal de 0, dacă și mai dacă x aparține intervalului de la vorbește. Minus infinit 2 minus radical din 5 pe 2. 2 minus radical din 5 totul pe 2. Reunit cu... Cu închis, da? Da. Da, el închis. Da, da. Reunit cu... Reunit cu intervalul închis. 2 plus radical din 5. 5 pe 2 totul la infinit. Plus infinit, da. Deci minus infinit până la 2 minus radical 5 pe 2 și reunim cu 2 plus radical 5 pe 2 la plus infinit. Și? De acum știm în ce zonă lucrăm, am stabilit condițiile, ce facem acum? Ne ducem la ecuația de la început. Hai, ce vrei? Izolăm radicalul. Deci, ducem pe x-ul în dreapta și apare ecuația de fine. Radical din x pătrat minus 4x minus 1 egal cu 7 minus x.
Și înainte adică la pătrat? Încă o condiție, zi. 7 minus x să fie mai mare ca 0. Deci punem în valoarea radicalul de ordin par. Deci radicalul de ordin par, băieți, lucrează cu numai din numere pozitive. Radical din par. Face 2. Deci valoarea lui când îți dă răspunsul e tot un număr pozitiv. Și ca să nu se adaugă soluții. Și ca să nu se adaugă soluții, punem și condiția. 7 minus x mai mare egal decât 0. Cu x. Ori punem condiția acum, ori după ce găsim soluții, verificăm. Și eliminăm pe celelalte. Dacă vi se pare mai comod să verificați la sfârșit, s-o putem face, punem nicio condiție pe traseu. Deci nu punem nicio condiție. Adică la pătrat am bine. Și avem x pătrat minus 4x minus 1 egal cu? Egal cu 49 da. Minus 14x da. Plus x pătrat. Corect. X pătrat cu x pătrat se reduc. Și urmează ce? Minus 4x. Ia Andreea să dau, stai și eu la mine, dar ce? Bine, radical x pătrat minus 5x plus 6 plus radical din x pătrat x pătrat nu, no, o să fac așa. X pătrat plus 5x face 1 cu 5, 6 și plus 3 care face 9. Radical din 9 face 3. 3. Plus radical din x pătrat minus 3x plus 7, ia să vedem, 7 e bine, 1 minus 3 face minus 2, plus 6, plus 6, ca să facă 4, da. Și radical 4 face 2, 2 cu 3 egal cu 5. Rezolvăm ecuația asta. Da. Deci, băieți, x pătrat cu x pătrat s-au redus. Da, și vine 10x egal cu 50. De ce 10x? Am dus în partea asta, da? 10x egal cu 50. X egal, x egal cu 5, da? 50 pe 10, 5. Și acum, vedem dacă se află în zonă, se află de aici. Da. Că e 2 plus 2 și ceva pe 2, s-ar afla. Deci aparține de la 2 plus radical din 5 pe 2 la plus infinit. Și să vedem dacă verifică. Deci întoarcem în ecuație și înlocuim pentru x egal cu 5, avem. Radical din 25 minus 20 minus 20 minus 1, minus 1 plus, x egal cu 7. Plus 5 plus facă 7. 7. Dar aici se vede că face 4, radical din 4, 2, 2 și cu 5, 7. Da. Da, bine. Adică x egal cu 5 este categoric soluție. Și alte ecuații. Hai, repede. Nu mai aveți? Ba, da. Radical din x plus 2. Radical din x plus 2. Plus radical din 3 minus x. 3 minus x. Egal cu 3. Egal cu 3. Hai, fi banală. Cum facem aici? Unde trebuie extensie? Repede, da? Adică x plus 2. X plus 2 mai mare sau egal decât 0. X. X mai mare sau egal decât minus 2. X aparține intervalului minus infinit 2. Ba. Minus 2? Da. Minus 2. Dacă e la minus 2 încolo, da. Minus 2 la plus infinit, închis la minus 2. Da. Și cealaltă, 3 minus x. Mai mare sau egal ca 0, rezultă x mai mare sau egal ca minus 3. Minus x. Minus x mai mare ca minus x. Mai mare ca minus 3. Înmulțim cu minus 1. Și vine x mai mic egal decât 3. X mai mic. Adică x aparține de la? Minus infinit plus 3. Minus infinit la plus 3 închis.
Și care este zona comună? Minus 2, 3. Da. Minus 2, 3. Deci x aparține intervalului minus 2 închis, 3 închis. Și ce facem? Izolăm un radical. Izolăm un radical, da? Este important să izolăm un radical, pentru că așa va fi mai complicat. Însă aici merită și așa păstrat. Să vedeți de ce. Când ridicăm la pătrat, unul e x, altul e minus x. Se reduc x cu minus x. Dacă duc în partea dreaptă, nu se mai reduc. Deci este o situație favorabilă, zic eu, pentru varianta în care se păstrează amândoi radicale în stânga. Și ridicăm la pătrat așa. Iată, să vedem cum apare aici. Prima parte la pătrat înseamnă ce? X plus 2. X plus 2 plus 2, 2 de 2 radical din x plus 2, 2 radical din 3 minus x. Radical din 3 minus x. Egal cu plus în pătrare. 3 minus x. 3 minus x egal cu? 3. Egal cu? 3. 9. 9. A, da. De chiar și dreapta la pătrat. Deci egal cu 9. Echivalentul. X cu minus x se reduc. Asta am vrut să spun. Că am văzut cum se reduce x-ul, da? Și vine 2 radical din, vorbește, 2 radical din x plus 2 x plus 2 pe lângă 3 minus x 3 minus x egal cu 2 cu 3, 5 9 minus 5 4, da? Împărțim totul printr-un 2 și vine radical din x plus 2 pe lângă 3 minus x. X plus 2 pe lângă 3 minus x egal cu 2, da? Adică am avut membri la pătrat. Și ce se obține? Radical din 3x. Da? 3x. Da. Minus x pătrat, x pătrat. Plus 6. Plus 6. Minus 2x. Minus 2x. Da. Egal cu? 4. Egal cu 4. E de la pătrat, da? Da. Și atunci avem că minus x pătrat radical din minus x pătrat egal cu plus x minus x pătrat plus x plus 6 plus 6 egal cu 4. Echivalent cu și acum aducăm încă o dată la pătrat care se par radical, nu? Da. Minus x pătrat plus x plus 6 egal cu 16. Egal cu 16. Și ducem în stânga. Minus x pătrat plus x minus 10 egal 10. Minus 10 egal cu 0, da? Mulțim cu minus 1. Da. Și avem că x pătrat minus x plus 10 egal cu 0. Și zicem x 1, 2. Așa este? Da. X pătrat minus x plus 10 egal 0 și zicem x 1, 2 egal cu? Egal cu 1 plus minus radical din 1 minus 4ac minus 40. Nu? Supra 2. Supra 2. Și egal cu 1 plus minus radical din minus, hai, minus 39 supra 2 și nu mai este număr real. Radical din număr negativ nu se poate. Nu, dar noi la înmulțirea din paranteze x ori 3, 3x apoi minus x pătrat da. Plus 6, 6 minus 2x. Da. Și vine minus x pătrat plus 3x minus 2x face plus x da. Și plus 6. Nu? Minus x pătrat plus x plus 6 egal cu 4. Ridicăm la pătrat. Păi... Ra... A, da. Vine minus x pătrat plus x minus 10. Că 6 minus 16 face minus 10. Egal cu 0. Mulțim cu minus 1 și vine x pătrat minus x plus 10 egal 0.
Și clar că nu are rădăcini reale. Nu, cum e mie, dar mă reala să zic. Păi uite-te unde-i greșeala. Dacă o găsești, mai problemă. Deci aveam radical din x plus 2 pe lângă 3 minus x. X plus 2 pe lângă 3 minus x. X egal cu 2. Egal cu 4, cu 2 pe lângă. Da, împărțit la 2. Da. Apoi, a radical la pătrat. Da. Și am mulțit paranteze. Și x plus 2 pe lângă 3 minus x egal cu 4. Corect. Și vine 3x minus x pătrat. Plus 6 minus 2x. Minus 2x, x egal cu 4. Corect. Și dacă îl ducem pe 4 dincolo, cu minus... Dar cât de unde e 4? E 16 acum. Păi dacă noi am ridicat la 2 la pătrat acolo... A, 2 la pătrat, mă. Păi era 2 la pătrat. Deci era 2... Nu era 4 aici. Și cât trebuie să spunem? Egal cu 2? Da. Vedeți? A fost 4, m-am simplificat prin 2. Și a rămas 2. Când ridicat la pătrat, nu e 4 aici. De aici, aici am pus tot 4. 2 trebuia. Da. 2 la pătrat, 4. Dus înapoi, acolo dă... 6 minus 4, 2. Da. Și dă numărul, dă x1 și x2, dar real. Deci vine plus 2. Plus 2. Și când înmulțim cu minus 1, vine x pătrat minus x, minus 2. Și... Minus 2 egal 0. Și avem un x1, x1 egal cu... x1 este minus 1 și x2 va fi 2. Când rezolvăm ecuația, x1... x1 egal cu minus 1 și x2 egal cu 2. 2. Deci rădăcinile sunt 2 și minus 1. 2 și minus 1. Și acum, care din ele verifică? Că s-o să ridicăm la pătrat acolo de mai multe ori. Care verifică? Deci mă întorc în ecuația inițială și înlocuiesc pe x egal cu minus 1. Pentru x egal cu minus 1 se întâmplă. Radical din minus 1 și cu 2, minus 1 plus 2, plus radical din 3 minus minus 1 plus 1, de cât faci? Egal cu radical din 2 face 1, plus 3 și cu 1 fac 4, radical din 4 face 2, 1 cu 2 fac 3. 3. Da? Și pentru x egal cu 2, rezultă că avem radical din, dacă în loc x punem 2, vine 2 și cu 2, da? Plus 2, plus radical din cât? 3 minus 2, egal cu radical din 4, 2, plus 1, și face tot 3. Și x egal cu minus 1 și x egal cu 2 sunt soluții. Da? Am o două soluții. Hai să vedem care a fost aici ideea. Ideea, de regulă, să ducem cu membru drept. Dar aici a fost convenabil să păstrez. Pentru că 3 minus x, minus x cu plus x reduc. Asta am văzut. Și în partea numerică. Poftim alte chestiuni. Poftim. Radical din x pătrat minus 5. Da. Minus radical din x pătrat minus 8 egal cu 1. Da. Asta avem pe dată oră. Așa bănesc sau semana cu altă. Deci condiții repede. Ce condiții punem? X pătrat minus 5 la mare egal cu 0. Mai mare egal cu 0. Și alaltă condiție tripunim mai întâi. X pătrat minus 8 la mare egal cu 0. Și la prima ne ocupăm x pătrat minus 5 egal cu 0. El rezultă că x1, 2 egal cu plus minus radical din 5. Și cea de-a doua, x pătrat minus 8 egal cu 0, ne rezultă că x1, 2 egal cu plus minus radical din 8. Adică plus minus 2 radical din 2. Tabelul de variație a semnului pentru fiecare, x de la minus infinit la plus infinit, este vorba de x pătrat minus 5, care este stabilit semnul, minus radical din 5 și respectiv radical din 5, în dreptul său 0 și 0. Da? 0 și 0. Între rădăcini punem semnul contrar lui A, deci minus, și punem semnul lui A, plus. Și la x pătrat minus 8, rădăcinile sunt minus radical din 8,
radicali nou care sunt nu plasate în exterior. Dreptul, dreptul lor 0 și 0, că așa le-am pus, așa am obținut egal cu 0. Între de ce va fi minus și afară plus. Unde este zona în care amândouă sunt pozitive? Deodată să vedem. Unde e zona în care amândouă sunt pozitive? Aici. Minus 8. Minus infinit minus radical din 8. Și radical din 8 plus infinit. Deci amândouă își găsesc răspunsul. X aparține intersecție, nu? Minus infinit minus radical din 8. Reunit cu radical din 8 la plus infinit. Și dăm drumul mai departe, cum gândim. Deci, izolăm un radical aici sau nu? Da. E convenabil să zicem x pătrat și x pătrat. Da. Deci, e convenabil să zicem așa, da? Se izolăm. Și vom avea. De primul ăsta, radical din x pătrat minus 5 este egal cu radical din x pătrat minus 8 plus 1. Ce ar fi echivalent cu la pătrat, la pătrat și avem x pătrat minus 5. Aici ne vorbește. Ce am vorbit și tu? Hai! Și vine x pătrat minus 5 egal cu? Egal cu x pătrat minus 8. Da. Minus, plus 2. Minus 2 ori... Nu plus minus 2, plus 2. Plus 2 radical. Radical din x pătrat minus 8 plus 1. Da, plus 1. Plus 8. X pătrat cu x pătrat să reduciți de o parte și alta cu 2 pozitiv. Și pe minus 8 plus 1 fac minus 7, dus din place face 7, 7 minus 5, 2. Vine că 2 egal cu 2 radical din x pătrat minus 8. Am dreptate? Deci, minus 8 și cum fac minus 7, dus din face 7, minus 5 face 2. 2. Deci 2 egal cu 2 radical din x pătrat minus 8, împărțim totul la 2 și avem echivalent cu 1 egal cu radical din x pătrat minus 8. Deci 1 egal cu radical din x pătrat minus 8. Și atunci, dacă 1 egal cu radical din x pătrat minus 8, deci când avem membri la pătrat, ce se întâmplă? Vine că 1 egal cu... 1 egal cu x pătrat minus 8. Nu, no, x pătrat minus 8. Minus 8. Da, și duc pe 8 în partea asta. Deci vine x pătrat egal cu 9. Și rezultă că x1, 2 egal cu plus minus 3. Plus minus 3. Deci am luat 3 și 7 minus 3. Yeah. Și trebuie să vedem dacă se plasează în zona de studiu. Se plasează. Minus 3 este mai în stânga. Radical din 8, nu e ca radical din 9. E 2 radical din... Da? Deci ar fi minus 2 radical din ceva și deci mai la dreapta. Și din partea asta. Deci am două. Dar să vedem care verifică. Deci pentru x egal cu 3, avem radical din 9 minus 5 plus radical din 9 minus 8 și egal minus este, da? 9 minus 5 face radical din 4, face 2. Minus 9 minus 8, 1, radical din 1. Și face 1. Bine. Deci x egal cu 3 este soluție. Pentru x egal cu cât am găsit? Minus 3. El e radical din minus 3 la pătrat, tot 9 face. Tot minus 5. Minus radical din tot 9, minus 8. Face tot 1. Deci asta este bun, ambele sunt soluții, sunt intervalul de studiu. Totul este perfect. Alte ecuații. X era egal cu 1, la ce mi-ai citat, nu? Poți? X era egal cu 1. La, da, acela, care face aceea, sigur. Cred că mers în stânga, mai de treabă ca să le știu radical la pătrat, acolo că ar fost imposibil. Deci trecut în stânga și distribuie de acolo. Corect. 3 minus x. Hai să mai vedem și pe asta. Cât? 3 minus x. 3 minus x. Egal cu?
Radical din 3x plus 1. 3x plus 1. Cum? Procedăm? 3x plus 1. Deci, 3x plus 1 mai mare egal decât 0. 3x plus 1 mai mare egal decât 0. Adică x? X mai mare este egal decât... Minus 1 pe 3. Deci x aparține lui minus 1 pe 3 la plus infinit. Și în ecuația devine. Ce devine? Ne apucăm, ridicăm ambii membri la pătrat și vine 3 minus x totul la pătrat egal cu 3x plus 1. Radical. Radicalul la pătrat? O dispără radicalul, da? Și echivalent cu? 9 minus 6x plus x pătrat. 9 minus 6x plus x pătrat egal cu 3x plus 1. Ce ce ar însemna? X pătrat. X pătrat. Minus 9x. Minus 9x. Plus 8 egal cu 0. Plus 8 egal cu 0. Și am dat x1 egal cu 1. Și x2 egal cu 8. Ce numere adunate se facă 9 și mulțite se fac 8, 1 și 8. 1 și 8, da? Și acum să vedem care verifică. Întoarcem la el. Pentru x egal cu 1 avem. 3 minus 1 egal cu radical din 3. 3 minus 1 egal cu radical din 3 ori 1 plus 1. E ca și cum ar spune că 2 egal cu 2. Bine. Da? Deci x egal cu 1 este soluția. Pentru x egal cu cât acum? 8. X egal cu 8 avem. 3 minus 8 egal cu 3 minus 8. 24 plus 1. 24 plus 1. Minus 5 egal cu 5. Minus 5 egal cu 5. Fals. Da? Deci x egal cu 8 nu mai este soluție. Este o soluție care s-a adăugat, să repet. Că n-am pus condiția aici, 3 minus x mai mare ca 0. N-am pus condiția. Și a zis că nu mai pun condiție, dar am vrut să verific totdeauna. Și acolo unde verifică, e bine. Altă ecuație. Radical din 2x minus 1. Plus radical din 2 minus x egal cu 2. 2 minus x, da? Da. Egal cu? 2. 2. Hai ce priam tu acum. Condiții de rezistență. Adică. 2x minus 1 mai mare este egal ca 0. Deci 2x minus 1 mai mare egal cu 0. 2 minus x mai mare egal cu 0. Hai. Din prima rezultă că x mai mare se va ca 1 pe 2 minus 1 pe 2. X mai mare egal decât 1 pe 2, deci rezultă că x aparține de la 1 pe 2 la plus infinit. Și? Și x mai mare ca 2. X mai mic ca 2. A, mai mic ca 2. Mai mic ca 2, mai mic egal ca 2, x aparține de la minus infinit până la 2. Zona comună? 1 pe 2. 2. X aparține la 1 pe 2 închis la 2. Terminat. Cum continuăm? Zona ora radical? Da. Putem zona ora radicală. Să vedem ce devine. Deci pe primul lăsăm aici, radical din cât? 2x minus 1. Egal cu 2 minus radical din 2 minus x. Corect. Avem condiția ca 2 minus 0 radical... Ar trebui să o punem, dar da, nu, nu mai punem condiție și verificăm la sfârșit. La pătrat. Hai să zicem. 2x minus 1 egal cu 4 minus 2 radical din 2 minus x. 2 minus 2... 4 de? Minus 2 ori 2... Adică minus 4, 4 deodată. Da. Minus 4 radical din 2 minus x. Așa, plus 2 minus x. Corect. Echivalent cu, măiți-i urmăriți. Da. Deci, m-a aplicat ca un binom. Și iată cum îți zice eu. Minus x, să duci în partea cealaltă și bine. Sau pe minus 4 radical se rezolvă. Da.
Deci vine 4 radical în stânga. 4 radical din 2 minus x. Egal cu? Egal cu 6 plus 1, 7. Da. Așa. 2x cu plus 3x. Minus 3x. Minus 3x. Dacă e minus 2x, da. Minus x, minus 3x. Egal la pătrat. Verificăm la sfârșit. Echivalentul. 16. 16 pe lângă 2 minus x. Așa? Da. Egal cu? 49 28 x minus 7 pe 29 2 40. Nu, 6 ori 7, 42. Da. 42 x plus 9 x pătrat. Și avem echivalent cu? 32 minus 16 x. 32 minus 16 x egal cu 9 x pătrat, oricum vă seama, 9 x pătrat da. Minus 42 x plus 49. Echivalent cu a zice că 9 x pătrat minus 20. Deci minus 42 plus 16. 6 în 12 e 6. 26. 26. Minus 26x. Plus... 49 minus 32. Așa... Face cât 17. 17, da. Plus 17. Și de ce? X1, 2. X1, 2. Egal cu 13 plus minus radical din 226, nu? 13 la pătrat. 13 și 169, sau 169. Radical din 169. Minus 17 ori 9. 17 ori 9. 7 ori 9, 63. 9 ori 9 și cu 6, 153. Totul supra A. Supra 9. Și egal cu 13 plus minus 100... Radical din 16, 4. 4. Totul supra 9 și egal odată x1 face 13 plus 4, 4 17 pe 9 17 pe 9 și 9 pe 9, 1 9 pe 9 egal cu 1. Deci cele două valori sunt 1 și 17 pe 9. Și din dată ce am găsit cele două valori, ce facem? Verificăm dacă... Deci 1 și 17 pe 9, verificăm dacă, nu, dacă sunt soluții. Mai întâi să vedem dacă sunt în zona 1 pe 2, 2. Păi, 1 7, este. Da. Și 17 pe 9 înseamnă, nu, e până în 2. Da. Cât înseamnă 17 pe 9? 1 și ceva. Dacă ar fost 18, păi nu făcea 2 chiar. Da. Și 2 ar fi fost bun. Deci am în 2 aparțin. Alo. Bună seara. Da? Așa. Am dat mesajul băieților respectiv și dacă nu bănesc, vă și sunat. Nu v-a sunat? Da. Nu, acum, chiar sunt într-o lecție acum, de matematică. Bine. Da. Păi am rugat deja, acum, după ce te-am lecția, îi sun din nou ca să răspund și să le ia legătura cu noastră. Mulțumesc frumos! Deci, 17 pe 9, care aparține intervalului de la 1 pe 2 la 2. Și cealaltă la fel aparține, de la 1 pe 2 la 2. Și acum, ca să vedem dacă sunt de acceptat amândouă, trebuie să vedem dacă verifică. Și zice, pentru x egal cu 1, ce se întâmplă? Avem. 2 minus 1 radical din 1. Radical din 1. Plus radical din 1 egal cu 2. Radical din 1. Și face 2. Într-adevăr, bine. Pentru x egal acum cu 17 pe 9. Mădălin, rezultă. Radical din 2
2 ori 7 despre 9. Hai, 2 ori 7 despre ce pe 9. Minus 1. Deci plus... Plus 2 minus 17 pe 9. Egal cu 2. Lucrează acolo, tu te uiți, vezi dacă îți dă 2. Să ne vedem dacă e de 2, egal mai departe cu radical din. 34 pe 9. Minus 1. Minus 1. Plus radical din. 34 pe 9. 2 9, 18. Minus 17. Nu, 2 9, 18. Da. Minus 17 face cât? Face 1 pe 9. Egal mai departe, lucrăm să vedem cât ne dă. Radical din cât este aici? 34 minus 9, 25 pe 9, plus radical din 1 pe 9. Și face 5 pe 3, plus 1 pe 3. Face 6 pe 3, dar face 2. Cât trebuie să vedea? 2. Și asta e bun. Deci nu s-a adăugat nimic, ambele sunt soluții ale ecuației de mai sus. Da? Deci, o ecuație banală aici. Ce aș putea să spun? După ce am pus condițiile, am izolat un radical pentru că merge mai repede și ați văzut, am intrat într-o ecuație gradul 2. Ce s-ar fi semnat dacă îl păstram aici? Cred că merge așa aici, dar din a 2x minus 1 da, 2x plus 2 minus x, 2 de 2 radicală, o radicală, la mulțirea paranteză, pierd mai mult timp. E mai mult de lucru. Așa că, inclusiv mulțirea paranteză respectivă, mai greșesc, cum am greșit mai devreme, când am împărțit acolo câte 2 și am păstrat 4 și am păstrat 16. Sigur, la matematică nu avem voie să greșim, am greșit, nu termină tot. O greșeală undeva strecurată, strică tot ești. Hai să vedem alte ecuații. Radical de 7x plus 5. 7x minus 5. 5 egal cu x plus 1. Egal cu x plus 1. Păi de asta mai tare peste cap. Asta e ecuație simplă, o poate face și acasă. Eu vreau să vă spun că o parte le furcați și voi. Adică ce facem asta? 7x minus 5 mai mare egal cu 0, că la pătrat și banală. Alte ecuații, altceva. Deci ca cele care sunt rapide. Radical de ordinul 3 din x pătrat minus 1. Radical de ordinul 3 din? X pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Egal cu x minus 1. Egal cu x minus 1. Ei, ce facem la asta? Condiții și ridică, nu. Nu mai pune condiții, că radical de ordinul 3. Da. Ridicăm la 3. Ridicăm la 3, sigur că da. Și este echivalent cu? X pătrat minus 1. X pătrat minus 1 egal cu x minus 1 totul la 3. Și cum facem pasta? Eu pot să fac din nou. Mi-ai mai dat-o pasta, mă. Mi-ai mai dat-o pasta de-a trecută. Da. Sigur. Da, da, da. De asta mi-ai dat-o, vezi dacă o țin minte să o fac. Da. Cum am gândit atunci? Am zis că x pătrat minus 1, zicem, x minus 1 pe lângă x plus 1, egal cu x minus 1 totul la 3. Nu? Și am dus totul da. Strângat. Te întrebam eu, să zici din nou la 3, era o problemă complicată. Nu-i așa că ai făcut-o? Da. Ține aminte. Așa. Și ce facem aici? Am dus totul în stânga și a apărut x minus 1 pe lângă x plus 1 minus x minus 1 totul la 3, adică altul 0. Da? Da. Scoatem pe x minus 1 ce a spus, întâlniți? Da, știi și eu. Scoatem pe x minus 1 un factor și din x minus 1 pe lângă, din prima rămâne x plus 1, plus, din a doua, x minus 1 la a doua. Minus, de fapt. Minus, da. Minus, da? Egal cu 0. Ce obținem de aici? Da, fiecare pe rând sunt 0. Un produs e 0, că pe rând fiecare are șansă să fie 0. Deci x minus 1 egal cu 0. X minus 1 egal cu 0 și, respectiv, x plus 1 minus pe lângă x minus 1 la pătrat, se facă 0. Și de că la pătrat, facem paranteza, acolo își găsesc cele două. Una este 1, da. Din prima, că dacă x minus 1 egal 0, x egal 1. Și cea de-a doua, ce mai găsim? Alta. 2008. Cum? 2008. 2008. 2008. Zic.
Radical din x pătrat minus 9. Radical din x pătrat minus 9. Plus radical din x minus 3. X minus 3. Egal cu 0. Da, cu 0. Și ce e asta? Era și aveam și problema. Hai să vedem cum trebuie. Punem condiții x pătrat minus 9 mai mare egal că 0, nu? Gata, de ce zâmbiți? De ce? Pentru că era 2008 înainte. Păi 2008 înseamnă că în anul 2008 a fost propusă ghiștireze, bănești. Nu, era 2008 radical din x pătrat minus 9 plus 2009 radical din x minus 3. Deci 2008 radical din x pătrat minus 9, mai departe, plus? Plus 2009 radical din x minus 3. Plus 2009 radical din x minus 3, da? Da. Egal cu 0. Da, este altceva față de ce dictați voi acolo. E mult mai interesant. Vă idee. Ce să facem aici? X pătrat minus 9, să scriu ca x minus 3 pentru x plus 3. A la 2 minus b la 2. X formula a la 2 minus b la 2. Minus b la 2 este egal cu a minus b pe lângă a plus b. Da? Și atunci zicem 2008 ori radical din x minus 3 lângă x plus 3 plus 2009 radical din x minus 3 este egal cu 0. Vale? Să scriem separat. Oamenii 2009 radical din... Deci radical dintr-un produs înseamnă radical din fiecare. Radical, da. Deci puteți zice 2008 radical, radical din x minus 3 ori radical din x plus 3. Asta e valabil la înmulțire. La adunare nu. Dacă e radical din adunare, nu zic radical din primul plus radical al doilea. Deci radical dintr-un produs înseamnă radical din fiecare. Plus 2009 ori radical din x minus 3 egal cu 0. Da factor comun pe radical din x minus 3, care este și într-un și în ăsta și în celălalt. Deci radical din x minus 3 este comun și apare radical din x minus 3 pe lângă. 2008 ori radical din x plus 3. 2008 ori radical din x plus 3. Plus 2009. Plus 2009. Egal cu 0, da? Egal cu 0. Și un produs egal 0? Da, superând fiecare termen nostru. Fiecare șansă să fie 0. Și adică avem un radical din x minus 3 egal 0. Radical din x minus 3 egal cu 0. Și cealaltă toată, 2008, radical din x plus 3 plus 2009 egal cu 0. Din prima. Din prima, adică la pătrat x egal cu 3. X egal cu 3, x1 egal cu 3, x1 plus 3 egal 0, x1 egal cu 3. Și în a doua, izolăm radicalul. Și vine radical din x plus 3, dar bunul simț spune că nu are. Nu, mă gândeam să scriem pe 2009 ca 2008 plus 1, să dăm factor comun pe 2008. Da. Și rămâne radical x plus 3 plus 1 este egal cu 0, niciodată. Da. Pentru că valoarea unui radical de ordin par este un număr pozitiv. Da. Un număr pozitiv ori un număr pozitiv e pozitiv, plus 2009 un număr pozitiv, ori pozitiv. Da. Niciodată 0. Deci asta e diferit de 0. N-am șanse. Rămâne numai x egal cu 3. Terminată ești. Hai să vedem care a fost ideea aici. Ideea a fost asta, să, pe x pătrat minus 9 să zice ca x minus 3 pe lângă x plus 3. X minus 3 pe lângă x plus 3. Și văzând pe x minus 3 comun, da, x minus 3 comun, înseamnă că am scos pe radical x minus 3 din cei doi factori, factorul comun, și a apărut un produs egal 0, când la mulțire obține 0, fiecare cu șansă să fie 0, primul îți oferă rădăcină și altul nu îți oferă rădăcină. Dacă vreți să vedeți fi x egal cu 3, n-aveți decât să mă uiți aici. Vine 3 la a doua 9, 9 minus 9, 0, radical din 0 e 0, 3 minus 3 fac 0, radical din 0 e 0, și 0 și cu 0 face 0, nu?
Ești terminat? Ești. Altceva? Mai avem? 5 minute. 5 minute? Hai să facem în 5 minute. Radical din 2x minus 1. Radical din? 2x minus 1. Radical din 2x minus 1. Plus radical din 2 minus x. 2 minus x. Egal cu 2. Egal cu 2. Pe asta mai ai dat-o? Băi, dar voi vă bate de ori mine. Cum, da? Asta, așa simt eu că am mai făcut-o. Am azi, da. Păi, astăzi am făcut-o. Da. Și cum, de ori pe loc, să vezi așa că se da atent? Da. Ei, hai, repede, altă. Radical din ordinul 3, din 4 minus x pătrat. Radical din ordinul 3. Din 4 minus x pătrat, ai zis. Egal cu radical de ordine 3 din minus 4. Radical de ordine 3 din minus 4, da? Și? Ridică la a treia. Sigur că da. E ca și cum ar fi fost 4 minus x la a doua, egal cu minus 4. Minus, duc pe minus 4 în partea acela și vine x pătrat egal cu 8, nu? Da. Și atunci x unul 2, egal cu plus minus radical din 8. 8. Plus minus 2 radical din 2. Fără să punem condiții, nu mai punem nimic. Pentru că radical de ordine impar nu se pun condiții de existență, nu? Radical de ordine impar nu are pretenții. Deci rămân doar aceste valori pe care le găsim. Păi, băieți, ce vreau să faceți ca să ne înțelegem? Deci lucrați acasă și lucrați voi. Și bineți, ăsta nu mi-a ieșit, ăsta nu mi-a ieșit. Ăsta n-am avut, n-am nicio idee, nu m-am descurcat. Așa se face ca să faceți progres. Că dacă lăsați doar pe întâlnirea cu ursul, da, progresul este, se va întâmpla să fie, dar și lucrurile acasă vă este de mare folos. Ne oprim aici, trec cu Andreea. Andreea oprește filmul.